Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au verificat produsele destinate conservelor pentru iarnă. În urma controlelor au fost aplicate mai multe sancțiuni și s-a dispus retragerea de la comercializare a mai multor produse care nu corespundeau normelor în vigoare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat în perioada 1-5 septembrie 2014 o acțiune de control privind modul în care se respectă prevederile legale privind calitatea, modul de etichetare, prezentare și publicitate la comercializarea sării iodate, oțetului de fermentație, acidului acetic alimentar și a condimentelor folosite pentru pregătirea conservelor pentru perioada de iarnă. Cu ocazia controlelor au fost controlați circa 800 de operatori economici, constatându-se abateri la 350 dintre aceștia. În urma controlelor s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea peste 6800 de kilograme de produse, constând în oțet, acid acetic, sare iodată și condimente, în valoare de circa 6953 de lei. Tot cu această ocazie s-a dispus oprirea temporară de la comercializarea circa peste 17,2 tone de produse, constând în oțet acid acetic, sare iodată și condimente în valoare de peste 42.000 de lei până la remedierea deficiențelor. De precizat ar fi și faptul că inspectorii au aplicat cu ocazia controlelor 352 de sancțiuni contravenționale, dintre care 206 amenzi contravenționale și 146 avertismente pentru încălcarea reglementărilor privind protecția consumatorilor. Pentru evitarea unor probleme nedorite, conducerea ANPC sfătuiește cetățenii să acorde o atenție deu sebita când cumpără oțet și condimente asupra modului de prezentare a ambalajului cu privire la etanseitatea acestuia precum și să refuze produsele pentru care au îndoiel privind calitatea și modul de informare prin etichetare. De asemenea, la cumpărarea produselor alimentare și implicit a săriodate oțetului și a condimentelor, cetățenii sunt sfătuiți să solicite și să păstreze bonul de casă pentru a putea aproba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea și siguranța acestora.